pic despre nominalizări. Doamna Malvina, doamna Daniela și doamna Ioana au nominalizat-o pe domnișoara Maria. Doamnelor, o să vă rog pe rând să-mi spuneți care a fost motivul pentru care ați făcut această alegere. Doamna Malvina. Păi eu mă gândeam că dacă Maria a fost pe locul întâi la cealaltă... Așa. Acum nu poate să fie mai jos de 3. Și există o șansă să fie salvată. Mm-hmm. Acesta este motivul sigur? Adică v-ați gândit la ce votează publicul? Și la ce votează publicul și Maria fiind într-o cunoaștere cu Andreea, mă gândeam că nu poate exista între ei. S-a clarificat treaba asta și astea două. Doamna Daniela. În primul rând n-am știut că sunt mama săptămânii. Ei, normal. Nu, și n-am știut și nu mă gândeam că zic păi că o să... Ați nominalizat așa, după ureche? Și în al doilea lucru, nu știam că e un cuplu cu Liviu. Și i-am văzut mereu că e, cum e șoricele și pisica, un pic geloasă, adică un pic mai mult. V-am zis că am discutat, că l-am testat, nu putea să n-am doar știut. Așa să am încredere deci în el. Deci în multe faze am văzut că ești cam geloasă. A trecut și testul. La meseria care o are Liviu, o femeie geloasă nu prea. Doamna Ioana, de ce Maria? Cam aceeași problemă care a avut-o și doamna Daniela. Aș vrea totuși să-i dau un sfat lui Maria. Vă rog, cred că oricine primește să un sfat. Să încerce să treacă peste anumite situații. De exemplu, dacă Liviu vorbește cu o fată sau nu o salută, ea imediat se supără, ea imediat și îl respinge. El pe partea cealaltă la fel fac. Deci e o gelozie între ei care nu este sănătoasă. Da, chiar așa de la început? Să fie așa de geloși de la început? Așa apar. Știu că tu ai avut o situație, o... Dar n-are nicio legătură, doamna Ioana. Nu, eu sunt așa pentru că trebuie să-mi dau seama dacă pot să am încredere sau nu. Da, au fost da, niște tachinări la început, ce-i drept. Am vrut să văd până unde rezistă, cât vine după mine, cât îi pasă. Dacă nu-i păsa, renunța cealaltea figuri. Nu mai vreau. Asta am vrut să văd. Să înțeleg că l-ai testat până acum? Oarecum, ți-am spus testat. Dar am vrut să văd dacă chiar îi prea pasă și chiar mă vrea. Hai să mai vedem și câteva reacții ale fetelor.